O tânără medic din secția ORL a Spitalului Județean Vâlcea a avut o reacție adversă rară în urma vaccinării anticovid. Este prima reacție severă din România în urma vaccinării. Ministrul Sănătății a fost informat de către reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, despre înregistrarea unei reacții adverse rare, paralizie temporară facială, după administrarea celei de-a doua doză de vaccin BioNTech-Pfizer. Ministerul precizează că în acest moment pacienta se află într-o stare de sănătate bună, iar rezultatele analizelor nu arată modificări patologice. Reacția adversă avută potrivit prospectului vaccinului BioNTech-Pfizer este una rară, care se manifestă și în alte tipuri de vaccinuri, mai arată Ministerul Sănătății.